în această dimineață, cu ajutorul Domnului și prin lumina Cuvântului Sfânt, vrem să mergem din nou la crucea Domnului Iisus Hristos, la Golgota, ca să vedem ce a realizat Domnul Iisus Hristos acolo, pentru noi. Am văzut data trecută la cina Domnului că la cruce Domnul Iisus Hristos a realizat ispășirea noastră înaintea lui Dumnezeu. El a ispășit în locul nostru pedeapsa care a absorbit mânia lui Dumnezeu, care a stopat mânia lui Dumnezeu și nouă Dumnezeu ne dă pacea, ne dă mântuirea, ne dă harul, datorită ispășirii Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie El! În această dimineață vrem să vedem un alt lucru, un alt fapt pe care l-a realizat Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota, și anume răscumpărarea păcatelor. Răscumpărarea păcătoșilor. Textul din Romani spune că păcătoșii care sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, versetul 24, sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Iar Apostolul Petru, în textul pe care l-am citit, ne spune că știm, trebuie să știm, că nu cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții noștri, ci cu sângele scump și fără prihană al Domnului Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care a fost dat și jertfit pentru noi, slăvit să fie El. Frați și surori, iubiți ascultători, vreau să înțelegem în această dimineață că și răscumpărarea, și ispășirea sunt realizări ale crucii Domnului Iisus Hristos, care sunt îndreptate, în primul rând, către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut ispășirea înaintea lui Dumnezeu. O ispășire pe care a adus-o înaintea lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu a oprit mânia Lui deasupra noastră, pentru că mânia Lui s-a revărsat în jertfa de ispășire a Domnului Iisus Hristos. Și răscumpărarea este prețul plătit de Domnul Iisus Hristos lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. În primele veacuri ale creștinismului au fost câțiva gânditori creștini, teologi creștini, începând cu Origen, care au zis că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul diavolului. Că diavolul a cerut prețul acesta de sânge ca să dea libertate păcătoșilor, să elibereze pe păcătoși. Nu! Domnul Iisus Hristos n-a plătit diavolului nimic. Domnul Iisus Hristos n-a făcut nimic pentru diavol. Și nu va face nimic, doar îl va distruge pe diavol și îl distruge. Și prin jertfa lui a nimicit pe Satan și puterea diavolului, lucrările celui rău. A adus biruința asupra diavolului. Jertfa de ispășire și jertfa de răscumpărare n-a fost plătită diavolului, ci lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie drept când acționează pentru mântuirea noastră, a trebuit plătit un preț lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să fie plătit ca El să-L elibereze din robia diavolului. Da? Noi eram în robia diavolului, dar diavolul nu i-ar fi lăsat orice preț ar fi plătit. Domnul Iisus Hristos a plătit jertfa de ispășire și jertfa de răscumpărare lui Dumnezeu, nu diavolului. Nu există niciun verset în Scriptură, ci există, dimpotrivă, multe versete care ne arată că Domnul Iisus Hristos a plătit jertfa de ispășire lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc doar un verset în acest sens. Două versete din Evrei, capitolul 9, versetele 13 și 14. Evrei, capitolul 9, versetele 13 și 14.
Căci dacă sângele taurilor și a țapurilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați, îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată, lui cui s-a dat jertfă, cui s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată, lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune textul Bibliei. Domnul Iisus Hristos a adus jertfa lui Dumnezeu, Dumnezeu cerea. Datorită sfințenii sale și datorită dreptății sale, Dumnezeu cerea jertfa de ispășire și jertfa de răscumpărare pe care a plătit-o Domnul Iisus Hristos. Și prin această jertfă, fără pată, adusă lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne curăță cugetul nostru de faptele moarte, ca să putem sluji Dumnezeului Celui Viu. Slăvit să fie Domnul! Așadar, am vrut să fac această precizare, pentru că dacă citiți literatura creștină, cu siguranță veți auzi și veți citi, se va strecura pe acolo vreo idee care a început în primele diavoluri, că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul diavolului. Că diavolul a zis, ce cer? Că Domnul Iisus l-a întrebat pe diavolul. A văzut și tot felul de anunțuri și pe internet, și filmulețe chiar, sau montaje din acestea PowerPoint, în care diavolul întreabă Domnul Iisus, sau Domnul Iisus întreabă diavolul, pe diavolul, ce vrei ca să ți eliberezi prin și de război? Ce vrei? Întreabă Domnul Iisus pe diavol. Și diavolul zice, vreau sângele tău. Asta e imaginație omenească, e răstălmăcire și neînțelegerea Scripturii. Nu Domnul Iisus Hristos n-a plătit diavolul. Într-adevăr, diavolul îi ține în robie pe oameni. Dar Domnul Iisus Hristos l-a plătit pe Dumnezeu să ne elibereze. L-a îndreptățit pe Dumnezeu să ne elibereze plătind jertfa de ispășire, ca Dumnezeu cu puterea Lui să acționeze pentru eliberarea noastră. Slăviți să fie! Acum, în dimineața aceasta, vrem să înțelegem răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos a realizat-o la cruce. Înainte de orice, sunt câteva aspecte pe care în această dimineață vreau să le menționez din Cuvântul lui Dumnezeu despre răscumpărare. Înainte de orice, aș vrea să vă dau, pentru cei care sunteți interesați, fundamentul biblic sau baza biblică a răscumpărării. Spuneam că pentru a vorbi despre orice lucru, trebuie să avem minimum trei texte în Biblie clar, ca să putem vorbi clar, explicit despre orice lucru. Ei bine, despre răscumpărare, numai în Noul Testament sunt cel puțin 9 texte care ne arată că Domnul Iisus Hristos a plătit un preț de răscumpărare. Începând din Evanghelie, Matei 20:28, Domnul Iisus Hristos însuși spune despre sine, căci Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus Hristos însuși afirmă că El a venit să-și dea viața, să slujească, și slujirea Lui va culmina și a culminat cu faptul că și-a dat viața ca răscumpărare pentru mulți. Apoi, pe lângă textele pe care le-am citit în această dimineață, Roman 3:21-24, 1 Petru 1:17-21, avem Galateni 3:13-14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Au fost versete de memorat, trebuie să le știm, despre răscumpărare. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Galateni 3:13-14. Efeseni 1:7. Menționez doar câteva. În El avem răscumpărare. Se referă la Domnul Iisus. El este Domnul Iisus. În El, în Domnul Iisus, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Slăviți să fie Domnul! Același lucru este repetat în aceleași cuvinte și în Coloseni 1:13-14. 1 Timotei 2:5-6. Din nou, vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a dat ca preț
de răscumpărare pentru păcatele noastre. Tit 2, versetul 14. Evrei 9, 11 și 12. Vorbesc din nou despre răscumpărarea, care este Domnul Iisus Hristos. Și în ultimul rând, sau în ultima referință a răscumpărării în Scriptură, este în Apocalipsa, capitolul 5. Și în cartea Apocalipsa, dar pot să citesc doar din capitolul 5, cu versetul 9. Apocalipsa 5, cu versetul 9, cântarea cerului în fața mielului, spune așa. Cântau o cântare nouă în cer, se aruncau cu fața la pământ, acolo în fața tronului, și cântau o cântare nouă și spuneau mielului, vrednic tu ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice nomor și de orice neam. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Mielul este vrednic de închinare, de slavă și de judecată. Pentru că aici vrednicia în Apocalipsa, când se spune este vrednic mielul să rupă pecețile și să aducă judecata peste pământ, mielul este vrednic pentru că el este cel ce a plătit prețul răscumpărării. Oamenilor. Pentru că a plătit prețul. Pentru că este Dumnezeu, este vrednic de închinare, este vrednic să judece lumea, este vrednic să facă toate lucrurile. Pentru că el a plătit prețul răscumpărării. A fost junghiat și a plătit prețul răscumpărării pentru oameni din orice seminție, din orice norod, din orice popor, din orice limbă. Slăviți să fie Domnul! Aceasta este baza biblică. Textele biblice fundamentale din Noul Testament numai. Sunt și în Vechiul Testament. Care vorbesc despre răscumpărare. Răscumpărarea este un subiect foarte important. Și este o realizare foarte importantă a crucii Domnului Iisus Hristos. Este o realizare foarte importantă pe care a realizat-o Hristos la cruce pentru noi. Răscumpărarea este în El, în ce a plătit Hristos la cruce pentru noi. Slăviți să fie El! Al doilea aspect, acesta e primul aspect când vorbim despre răscumpărare. Trebuie să înțelegem că este un subiect scriptural revelat de Dumnezeu cu bază biblică puternică. Eu v-am dat doar câteva, sunt mai multe referințe care ne arată că răscumpărarea este o temă teologică foarte importantă a Bibliei, a Noului Testament și a lucrării Domnului Iisus Hristos. A doua lucru pe care trebuie să-l înțelegem este semnificația. Semnificația biblică a răscumpărării. Ce înseamnă răscumpărare? Răscumpărarea, din punct de vedere biblic, înseamnă eliberare pe baza plătirii unui preț. E foarte simplu. Și literal, dacă l-om a răscumpărat, înseamnă să plătești pentru ceva prețul, deși acel lucru, de drept, este al tău. Răscumperi ceva ce s-a pierdut într-un anume fel. A fost al tău, dar s-a pierdut. Și pentru că prețuiești atât de mult sau îți dorești atât de mult lucrul acela înapoi, ești gata să plătești preț pentru el și să-l ai din nou în proprietate. Răscumpărarea, asta înseamnă eliberare, recâștigare prin plătirea unui preț. În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit oamenilor, poporul Israel, Exod, capitolul 21, capitolul 30, se vorbește despre răscumpărare, le-a poruncit oamenilor și le-a spus că ei pot să răscumpere un animal, un om putea fi răscumpărat și o proprietate, un teren. Dacă voiau și pierdeau un animal, sau dacă voiau să păstreze pentru ei un animal care trebuia să-l închine lui Dumnezeu, puteau să-l răscumpere. Adică plăteau mai mult decât ar fi fost animalul. Vrei să păstrezi animalul? Plătește prețul lui dublu. Vrei să-l păstrezi pentru tine? Să nu-l închini lui Dumnezeu? Atunci dă banii pentru Dumnezeu și păstrează animalul pentru tine. Și asta era răscumpărarea.
se răscumpăra un om. Un om care, din cauza sărăciei, din cauza problemelor, se vindea pe sine însuși, se dădea pe sine însuși rău, el putea fi răscumpărat. În Levitic, capitolul 25, versetele 47 la 49, Levitic, capitolul 25, versetele 47 la 49, cuvântul Domnului spune așa: dacă un străin, îi spunea poporul Israel, sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunia din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare după ce va fi vândut. Unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere dacă are mijloace. Sau dacă are mijloace să se răscumpere singur. Acum, aceasta era legea Vechiului Testament. Dacă un om din cauza sărăciei nu mai avea cu ce să trăiască, se putea vinde altui om. Însă, altcineva din familia lui, din rudele lui, puteau să-l răscumpere, sau el însuși, dacă își aduna mijloacele necesare cu timpul, putea să plătească prețul răscumpărării. Asta era o răscumpărare socială. Însă, dragii mei, răscumpărarea sufletului nostru, răscumpărarea noastră înaintea lui Dumnezeu, e atât de scumpă, spune la un moment dat Vechiul Testament, Psalmul 49, încât noi nu puteam face niciodată. Noi niciodată nu puteam aduna mijloace, nu puteam aduna resurse, oricât am fi trăit în neprihănire și am încercat să facem fapte bune, nu putem să adunăm prețul răscumpărării. Nu ne putem răscumpăra niciodată. De aceea Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să ne răscumpere din păcatele noastre, slăvit să fie El. Răscumpărarea înseamnă eliberare prin plătirea unui preț. De ce este necesară răscumpărarea? Al treilea aspect pe care vreau să observăm este necesitatea răscumpărării. De ce este necesară răscumpărarea? De ce trebuie să fim răscumpărați? Trebuie să fim răscumpărați din cel puțin un motiv mare. Și al doilea, care se subordonează lui și se leagă el. În primul rând, trebuie să fim răscumpărați pentru că noi suntem robi, vânduți păcatului. Asta spune Pavel mai târziu despre sine, în Romani, capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc. Vândut, rob, păcatul. Noi trebuie să fim răscumpărați datorită faptului că suntem vânduți. Rob, păcatului. Ne-am vândut noi înșine. Ne-am dat noi înșine păcatului și păcatul este stăpânul nostru. Suntem în robia păcatului, suntem vânduți, sclav ai păcatului. Asta e starea noastră spirituală. Vânduți, rob, păcatului. Asta e realitatea despre tine, din punct de vedere spiritual, fără răscumpărare, ești vândut, rob, păcat. A doua realitate este că, fiind vândut rob păcatului, ești dator în fața lui Dumnezeu. Ești rob păcatului, dar în fața lui Dumnezeu ești dator. În fața lui Dumnezeu ai o datorie. Noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu, trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu, trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Asta e datoria noastră. Dar nu putem plăti. Nu putem să-L lăudăm pe Dumnezeu, nu putem să-L cinstim pe Dumnezeu, nu putem să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că suntem rob păcatului. Și păcatul ne ține rob. Noi ar trebui să-i slujim lui Dumnezeu, însă păcatul ne ține rob și suntem datori față de Dumnezeu. Și datoria noastră crește tot mai mult. Și a crescut tot mai mult. De multe ori în Biblia, când și Domnul Iisus Hristos când vorbește despre iertare, vorbește despre iertarea unei datorii. Aduceți aminte Domnul Iisus Hristos când era în casa lui Simon cu
femeia păcătoasă care a venit și a spălat picioarele cu lacrimile sale. Și Simon a zis, o, dacă ar ști omul acesta ce fel de femeie este aceasta care se apropie de el, că este o păcătoasă. Dacă ar fi omul acesta proroc, dacă ar fi omul lui Dumnezeu, ar ști ce fel de femeie. A Domnului Iisus știa. Îi spune, Simone, am să spun ceva. Am să spun ceva. Un cămătar avea doi datori. Unul îi datora 500 de lei și altul 50. Fiindcă n-aveau cu ce plătim, i-a iertat pe amândoi. Spune, care din ei îl va iubi mai mult? Și Simon stă și face calcule acum, vorbește din punctul ăsta de vedere a datoriei și a iertării. Socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Știi cum e Domnul Iisus Hristos? Drept a iertat. Corect. Așa e. Așa e. Cel care înțelege cât de dator este și că Dumnezeu îl iartă, că Dumnezeu iartă datoria, ăla este mai dedicat la Dumnezeu. Dacă nu te vezi prea păcătos, dacă nu vezi starea în care ești, că ești dator, vândut, că ești rob, vândut păcatului, nu apreciezi răscumpărarea, nu apreciezi iertarea, nu apreciezi, da, m-a iertat Dumnezeu, dar n-am fost eu chiar așa păcătos. Au avut oameni care zic așa, a, m-am păcăit și eu, dar eu n-am fost chiar așa păcătos. Serios. Înseamnă că nu te-ai văzut niciodată bine. Chiar dacă n-ai făcut toate păcatele, în tine, în natura ta, sunt toate păcatele, cu toată urățenia lor. Înaintea lui Dumnezeu, ești păcătos, pierdut, vândut rob păcatului și ești dator în fața lui Dumnezeu și n-ai cu ce plăti. N-ai cu ce plăti nimic, nu poți spune nimic ca plată. Faptele tale, dacă ai încercat să faci faptele diferite, sunt ca o haină mânjită. N-ai cu ce să-ți plătești răscumpărarea, n-ai cu ce să-ți plătești iertarea. Ai nevoie de răscumpărare. Cineva să te răscumpere. Avem nevoie de răscumpărare. Și Dumnezeu ne oferă în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie. Al patrulea aspect. Am văzut baza biblică, am văzut semnificația, înseamnă eliberare prin plătirea unui preț, am văzut necesitatea, de ce este necesară răscumpărarea. Pentru că suntem robi, vânduți păcatului, suntem datori față Dumnezeu. Și ne putem plăti datoria. Avem nevoie de răscumpărare. Al patrulea aspect. Condițiile răscumpărării. Cerințele răscumpărării. Vedeți? În Vechiul Testament, pentru ca cineva să poată răscumpăra, trebuia să îndeplinească următoarele trei condiții. Trebuia să fie rudă de sânge cu cel pe care îl răscumpără. Vedem aceasta și în Cartea Rut. Capitolul 3, versetele 12 și 13. Cartea Rut este o carte despre răscumpărare. Ruda de sânge este ruda care are drept de răscumpărare. Trebuia să fie rudă, directă cu cel ce avea nevoie de răscumpărare. Levitic 25, 47 la 49, am văzut aceste versete, Rut 3, 12 la 13. Al doilea lucru, a doua condiție, prima condiție, trebuia să fie rudă. De sânge. Să fie familia, din familie, să fie unchiul sau fiul unchiului, spune acolo. Sau frate. Rudă de sânge. Răscumpărătorul trebuie să fie rudă de sânge. Ruda vorbea cu noi. A doua condiție. Trebuie să aibă mijloacele necesare ca să poată face răscumpărarea. Trebuie să aibă resursele. Și resursele trebuie să fie în așa măsură încât el când face răscumpărarea să nu-i dăuneze cu nimic. Lui. Să nu-l afecteze cu nimic din ce este el și din ce are el. Pentru că știți, în Cartea Rut era înaintea lui Boaz un alt om cu drept de răscumpărare, un cutare, așa îi zice Boaz, trebuie să spui numele. Era un alt om cu drept de răscumpărare înaintea, adică o rudă de grad mai apropiat cu Naomi decât Boaz. Era înaintea lui Boaz încă un. Dar acela, deși a avut mijloacele necesare,
Când și-a făcut calcul, a zis, dacă eu iau, îmi stric moștenirea mea. Și așa că îți cedezi dreptul de răscumpărare, a zis Bilboaz, îți dau ție dreptul de răscumpărare, fă tu răscumpărarea ca să nu îmi stric eu resursele și moștenirea. Prima condiție trebuia să fie rudă de sânge, a doua trebuia să aibă mijloacele necesare și să le poată folosi în așa fel încât să nu-i se afecteze moștenirea lui și avuția lui. Și în al treia lucru, trebuia să aibă bunăvoință, disponibilitate. Nu era obligat. Nu era obligat. Omul care era în robie, avea drept de răscumpărare, dar ruda hotărea el. De bună voie, dacă vrea sau nu, să facă răscumpărare. Trebuia să aibă dispoziție, bunăvoință. Dragii mei, toate aceste condiții le-a împlinit Domnul Iisus Hristos ca să facă răscumpărarea omului, din păcat. În primul rând, s-a făcut rudă de sânge cu omul. S-a făcut rudă de sânge cuvântul, s-a făcut trup, carne literar, carne și sânge, și eu am spune, el a venit cu sânge și cu apă. 1 Ioan. S-a făcut rudă de sânge cu noi, cu umanitatea. Ca să poată fi răscumpărătorul. În primul rând s-a făcut rudă de sânge. Al doilea rând, a avut mijloacele necesare ca să facă răscumpărare. A avut neprihănirea perfectă. Trebuia să fie un preț integru, sfânt. A avut sângele sfânt. Și pentru că e Dumnezeu care s-a făcut om, prin răscumpărare, nu i s-a afectat cu nimic calitatea de Dumnezeu și resursele sale de Dumnezeu. A rămas Dumnezeu integru, Dumnezeu perfect, Dumnezeu desăvârșit, făcând răscumpărarea păcatelor în trupul uman pe care l-a avut Iisus Hristos. A rămas Dumnezeu binecuvântat în veci, slăvit să fie El. S-a făcut rudă de sânge cu noi, a avut mijloacele necesare, a avut neprihănirea, a avut dreptatea, a avut sfințenia cu care să vină să aducă jertfa perfectă. Pentru că cerința în răscumpărare era ca jertfa să fie perfectă. Și în al treilea rând, a avut și dispoziția. A avut bunăvoința. Domnul Iisus Hristos a venit de bunăvoie, în dragoste, perfectă față de Tatăl. Și în dragoste pentru noi, cei pierduți. Nu l-a determinat și nu l-a forțat nimeni, spuneam și la sărbătorile întrupării, să se facă trup. Nu l-a obligat nimeni. N-a fost nimic în noi care să determine, ci totul a fost în El. În dragostea Lui și în măreția Lui, în slavă Lui, slăvit să fie El. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, a împlinit perfect condițiile răscumpărării. Ca răscumpărarea să se realizeze, să poată plăti prețul, trebuia să fie rudă de sânge, să ai mijloacele și să ai dispoziția, bunăvoința. Domnul Iisus Hristos a făcut toate acestea ca să ne răscumpere. Slăviți să fie. Al cincilea aspect în această dimineață despre răscumpărare este prețul. În ce constă prețul răscumpărării? Vedeți, în Vechiul Testament răscumpărarea se putea face cu argint. Bani. Pentru că era o răscumpărare, cum spuneam, socială. Era o răscumpărare materială. Dacă vrei să răscumperi un animal, îl cumpărai cu bani. Dacă vrei să răscumperi un om care s-a vândut, socoteai prețul și spunea stăpânul prețul cu care îl evaluează și plăteai prețul. Argint sau... Dacă vrei să răscumperi un teren, o proprietate, la fel. Se socotea prețul în funcție și de distanța până la anul de veselie, când atunci totul se dădea liber. Se socotea prețul și plăteai prețul, în argint sau în aur. Ăsta era prețul în Vechiul Testament. A răscumpărării care funcționa într-un fel pe dimensiune socială, a relațiilor dintre oameni, a relațiilor lor cu proprietățile lor sau cu bunurile lor, animale, proprietăți și oameni.
Însă răscumpărarea despre care vorbește Noul Testament, răscumpărarea pe care a realizat-o Domnul Iisus Hristos, nu este o răscumpărare pe orizontală, în relațiile sociale, ci este o răscumpărare pe verticală, este o răscumpărare spirituală, este o răscumpărare a sufletului. Omului, a cărui valoare este infinită, valoarea sufletului, este infinită. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Adică toată lumea nu valorează cât un suflet. Și cât valorează sufletul. Valoarea sufletului este infinită. S-au zis Domnul Iisus Hristos, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu poate da nimic. A dat Domnul Iisus Hristos prețul, slăviți fie El. Petru spune, nu cu argint sau cu aur, știți că nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de jertfă de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump, scump, notați cuvântul acesta scump, al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. Sângele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos a fost prețul și este prețul răscumpărării noastre, slăvit să fie El. Și datorită acestui preț infinit, acestui preț scump, că Domnul Iisus Hristos, ca Dumnezeu, s-a făcut om și a avut sânge de om, dar sângele acela a fost sfânt, a fost scump, a fost fără prihană, a fost curat, a fost perfect. Este sângele care a plătit prețul răscumpărării noastre înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Și datorită acestui preț, plătit de Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu veșnic, răscumpărarea noastră, spune Cuvântul lui Dumnezeu, este veșnică. Evrei, capitolul 9, versetele 11 și 12. Spune așa. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Al bunurilor viitoare și veșnice. A trecut prin portul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt din ceruri, nu cu sânge de țap, de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Aleluia! Prețul pe care l-a plătit Domnul Iisus Hristos e atât de mare și atât de perfect încât răscumpărarea pe care El o câștigă este veșnică. Vedeți? Răscumpărarea din Vechiul Testament, răscumpărarea socială pe care o realizau oamenii din Vechiul Testament, era una temporală. Răscumpărai și atâta vreme cât puteai să păstrezi în condiții normale, bunul, îl păstrai dacă nu vrea să-l vinzi iară sau să te vinzi iară. Deși erai plătit, eliberat, dacă nu te puteai păstra în condiții normale de viață, ajungeai din nou în colaps, în sărăcie și trebuia să te vinzi din nou la cineva și pe altcineva astea îți cumpere și astea îți cumpere și astea îți cumpere. Însă textul Bibliei spune că Domnul Iisus Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în locul de sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însul sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Slăviți să fie Domnul. Prețul plătit de Domnul Iisus Hristos este infinit și acoperă veșnicia noastră. Datoria noastră este plătită, achitată pentru veșnicie înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne eliberează din robia păcatului pe baza acestui preț. Suntem liberi pentru veșnicie. Suntem mântuiți de Dumnezeu. Suntem iertați. Slăviți să fie Dumnezeu. Romani spune, Romani 3, 24, îmi place foarte mult. Că aici e un paradox, e un joc de cuvinte. Spune, suntem socotiți neprihăniți. Sunt socotiți neprihăniți fără plată. Prin harul său, prin grația divină, prin răscumpărare, prin prețul plătit de Domnul Iisus, fără plată din partea lor, fără plată cu plata lui. Suntem socotiți neprihăniți înaintea Dumnezeu, fără plată din partea noastră. Și așa am cântat înainte de mesajul din această dimineață. Mântuire mi s-a dat. Fără nicio plată, dar există un adevăr și îmi place să spun. Mântuirea e în dar. Noi nu trebuie să plătim nimic.
dar asta nu înseamnă că n-a costat. Asta nu înseamnă că e ieftină. Mântuirea noastră, răscumpărarea noastră e așa de scumpă. Este infinită. Noi n-am fi putut-o plăti niciodată. Însă a plătit-o El. Fără plată pentru noi. Prin prețul de răscumpărare, prin răscumpărarea care este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și ultimul lucru în această dimineață. Ultimul ascult. Beneficiile răscumpărării. Care sunt beneficiile răscumpărării? Câteva dintre ele. În primul rând, suntem eliberați de datoria și de robia păcatului. Suntem eliberați de vinovăție, de datoria morală înaintea lui Dumnezeu, de vinovăție. Suntem eliberați. Liber. Nu mai trebuie să plătești. Ești liber de vinovăția ta înaintea lui Dumnezeu. De pedeapsa pe care o meritai. Ești liber. Datoria ta a fost plătită, robia ta este înlăturată, nu mai ești rob, ci slobod. Slobod pentru Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Eliberare din robia păcatului, eliberare din robia spirituală. Am fost eliberați de Domnul ca să nu mai fim robei păcatului, slăvit să fie El. Al doilea beneficiu. După eliberare, este apartenență. Întotdeauna răscumpărarea te face să ai o datorie față de răscumpărător. Dar în Noul Testament spiritual, din momentul răscumpărării, aparții răscumpărătorului. Și asta e un har. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19 și versetul 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, nici ai altora, nici ai diavolului? Căci, de ce nu mai este mai mult? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Ați fost plătiți cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Aparținem Răscumpărătorului. Și ăsta e un beneficiu, un har. De acum suntem în proprietatea Celui ce ne-a răscumpărat. Suntem ai Domnului Iisus Hristos. Și cu trupul. Și cu Duhul. Auziți ce spune? Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și trupul și Duhul nostru de acum aparțin lui Dumnezeu. Dacă credem în răscumpărare și îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca răscumpărător al nostru și credem în El, din momentul acela aparținem Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute. Și încă un lucru. Care e beneficiul? Putem sluji lui Dumnezeu într-un Duh nou. Putem sluji lui Dumnezeu într-un Duh nou. Romani 7 cu 6. Cuvântul Domnului spune așa. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rău, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un Duh nou. Iar nu după vechea slobă. Am fost răscumpărați din blestemul legii, spune Epistola către Galateni, ca să slujim lui Dumnezeu într-un Duh nou, nu după lege, după vechea slobă, după ritualuri, după pretențiile legii, ci după Duhul nou pe care îl pune Dumnezeu în noi, prin răscumpărarea care este în Domnul Iisus Hristos. Suntem răscumpărați. Domnul Iisus Hristos a plătit prețul răscumpărării noastre. Ca să slujim lui Dumnezeu într-un Duh nou și nu după vechea slobă. Am fost răscumpărați, așa cum spune 1 Corinteni, capitolul 6, din care am citit, ca să proslăvim pe Dumnezeu. În trupul și în Duhul nostru. Acestea sunt datoriile răscumpăratului. Trebuie să slujească celui ce l-a răscumpărat și să-l laude pe cel ce l-a răscumpărat. Și cum să nu-l lauzi pe cel ce te-a răscumpărat? Când te-a răscumpărat dintr-o robie din care nu te puteai răscumpăra niciodată. Când te-a răscumpărat cu un preț pe care nu puteai plăti niciodată.
Când te-a răscumpărat pentru veșnicie. Să fii al lui Dumnezeu pentru veșnicie. Când te-a plătit cu un preț atât de scump. Cum să nu-L lauzi pe răscumpărător? Proslăviți pe Dumnezeu, frații și surori. Dacă înțelegeți răscumpărarea și sunteți cu adevărat răscumpărați, dacă vă simțiți răscumpărați Domnului, zice Psalmul 107, versetul 2, așa să zică, lăudați-ne Domnul că ce este bun, că ce durarea Lui ține-n veac, așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Cei răscumpărați de Domnul, așa să zică. Lăudați pe Domnul. Proslăviți numele Lui, pentru că ne-a dat răscumpărarea în Domnul Iisus Hristos, iertarea păcatelor. El a plătit cu sângele Lui prețul răscumpărării noastre. Trebuie să-L proslăvim pe răscumpărătorul. Să fim a răscumpărătorului. Să dovedim că suntem a răscumpărătorului întregime. Și să slujim răscumpărătorului nostru, care este viu în vecii vecilor. Iov din Vechiul Testament știa, și Dumnezeu i-a revelat aceasta, că există un răscumpărător viu. L-a spus, știu că răscumpărătorul meu este viu. Și că se va arăta la Dumnezeu. Pe pământ. Și s-a arătat pe pământ. Și a plătit răscumpărarea noastră spirituală. Dar a plătit răscumpărarea completă. Și când vine a doua oră pe pământ, știți ce va face Domnul Iisus Hristos? Ne va răscumpăra și trupul din robia stricăciunii prin înviere. Va realiza și răscumpărarea trupului. Răscumpărarea va fi împlinită complet și în Duhul nostru, și în Duhul nostru când Domnul Iisus vine din nou. Îl așteptăm să vină. Că este răscumpărătorul nostru viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Că ne-a dat răscumpărarea. Și Domnul să ne ajute și să te ajute să trăiești ca răscumpărat. Și dacă n-ai înțeles și n-ai acceptat până acum prețul răscumpărării, Dumnezeu spune astăzi, tu nu te vei putea răscumpăra niciodată. Tu nu vei putea să-ți plătești prețul mântuirii niciodată. Vino la Domnul Iisus Hristos, crede în El. În El este răscumpărarea. În El avem răscumpărarea. Cine crede în El este răscumpărat din orice păcat, din orice fără de lege și este copil al lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Amin. Lăudăm pe Domnul.